tot emoționat. Pentru că mă uit la ei, văd, băi, dar ce nebunia asta? E ca pe vremuri, se stă la coadă, la pâine, la pui, la ce se, ce se întâmplă? N-ați văzut? Sunt cozi imense și imediat îți spui întrebarea, băi, dar la ce se stă la coadă? Deci merită. S-a demonstrat că merită. Da, merită să angajezi actor să stea la coadă pentru iPhone, pentru că vinzi 1 milion de bucăți. Dar nu știu dacă merită când ești IMM, dacă îți crești foarte mult vânzările. Trebuie să faci niște calcule dacă merită. Dar oricum este o tehnică și are un factor social care, de fapt, să fim corecți, ăsta este, să zicem, sunt, e o tehnică mai șireată. Cea corectă este numărul de clienți deja de servici. Asta este cea adevărată, să zicem, în corelare. În care spun, peste 1000 de clienți au trecut pragul firmei mele. Peste 500 de companii au luat deja produs. Noi spunem, peste 2500 de credite deja vândute. Avem un milion, peste 1 milion de clienți. Dacă avem peste 1 milion de clienți, nu înseamnă... În diferite conferințe de presă, pe... Nu, cluburi nu. Clubul nu e de popularizare a băncii. Cum o facem? Pe website, pe conferințe de presă, că noi avem și ne permitem acest lucru, pe cliente, pe prezentările pe care le țin colegii mei. Eu, de exemplu, când promovez divizia, întotdeauna finalizez cu cât clienți avem și câte credite am vândut. Pentru că sunt mesaje care nu sunt, nu le umflăm, deci sunt cifre care pot fi verificate, care ce fac? Îi conferă persoanei încredere să acceseze produsul. Pentru că dacă ai peste 1 milion de clienți, înseamnă că ai o responsabilitate foarte mare și că te bucuri de anumită calitate a serviciilor care este constantă, care e foarte relevant. Dar noi nu avem. Cum pot verifica? Avem mișoace, pentru că dacă nu este... O să vă arăt. Este o metodă, când zici peste 99 de milioane de oameni serviți, dacă aveți un restaurant și spuneți cel mai, în loc să ziceți cel mai bun restaurant din Oradea, care este, nu știm acest lucru, am văzut foarte multe din acestea în Oradea, aș putea să spun peste 700 de oameni deja au fost serviți, sau peste 1000, sau peste 500 de mii. Sau pe primul loc situat conform nu știu cărui studiu. Și ajungem la a doua metodă de convingere, terța parte. Și zic terța parte, că poate să însemne multe lucruri. Și nu mă refer la ISO, personal eu nu cred deloc în certificările ISO. Cred foarte mult în... premiul sau numărul 1, firma numărul 1 la Camera de Comerț. Știți că se dau Camera de Comerț atribuie firme. Sau vine nu știu cine și se dă un premiu pentru cele mai bune servicii din județ. Sau People's Choice. Sau se votează pe web în Oradea sau undeva care este cel mai bun restaurant, care este cel mai bun bar, care este... Și așa votează și este, sunt premii de popularitate. Astea ce îți conferă? Îți conferă o metodă de convingere că nu numai că ai mulți clienți, dar că ești și foarte apreciat de către persoane. O altă metodă de convingere. Sau pe care puteți deja să o folosiți, să o puneți în practică. Nu, nu verbal. Hai să presupunem că nu avem acces la el. Nu, avem fluturaș, dar și scriem pe ei. Adică, o altă metodă este tot tradiția, pe care și noi o să putem să o folosiți. Am văzut foarte multe IMM-uri. Eu înainte de divizia pentru medici am fost director adjunct al diviziei IMM. Foarte multe IMM-uri spuneau de 15 ani pe piață, de 10 ani pe piață, de 12 ani pe piață. Ziarul financiar scrie de 10 ani pe piață. Multe companii mari zic, sărbătorim 7 ani de când suntem în România. Foarte important pentru că înseamnă că ai rezistat, că ai avut clienți de-a lungul vremii și că îți merg lucrurile bine. Tradiția sau vechimea pe piață este un lucru extraordinar. Tradiția iarăși poate să fie folosită sub o altă nuanță a cuvântului. După aceeași metodă din 1850. Dacă preparăm gemuri, de exemplu. S-
sau după metodă tradițională din secolul XIV, sau lucruri care sunt mult mai interesante, palpitante, ne plac și sună foarte, sună altfel decât concurentul nostru. Da, Bunica este un brand care la asta te duce, că e totul natural, că e totul proaspăt, bio, eco și așa mai departe. Da. Și mai sunt alte metode pe care ați putea să le folosiți. Haideți să vă dau câteva exemple de la IMM-ul din România. Primul magazin bio din România a fost deschis în Timișoara, Biomarkt, care are, bineînțeles, numai produse bio. Casa cu flori în Cluj. Este o florărie care zice, eu nu sunt o simplă florărie, eu sunt casa cu flori. Și mergeam pe stradă, pur și simplu, astea sunt ori cliente pe care le-am luat, ori poze făcute de pe telefonul mobil, și care spunea, ne-a luat ani de zile să ne perfecționăm buchetele. Ani de zile, tradiție, modul de a le face, altfel decât o florărie. Vă iau o secundă să apreciați de ce. O altă metodă de convingere, accesarea serviciului meu este foarte rapidă, nu pierzi timpul. Și la etajul 1 am deschis o expoziție pentru iubitorii de frumos. Ce am făcut? Trebuie să văd expoziția. M-am dus, nu era nicio expoziție oficială, erau florile foarte frumos aranjate. Și am întrebat, da, expoziția unde este? Zice, păi, este, asta este. Și într-adevăr, erau altfel decât celelalte florării. Prețul, mult mai sus decât o florărie normală. Dar știai pentru ce plătești. Întotdeauna dacă îi dai clientului tău un motiv pentru care merită să scoată mai mulți bani din buzunar, întotdeauna o să o facă. Un alt exemplu. La Baia Mare, 10-11 mai, s-a deschis terasa. A venit luna mai și au zis, haideți să deschidem terasa de lângă parc. Și au zis, păi cum să facem? Să facem ca vecinii care au zis, promoțional, cumpără două beri la preț de una, cumpără cola ca să populeze, apropo de să aduci oameni. Sau au zis, haideți să nu fim ieftin și să ne pierdem profitabilitatea și băncile să nu ne mai dea bani, că nu mai avem atâta profit. Hai să creștem prețul. Dacă să creștem prețul, de ce ar veni cineva să plătească mai mulți bani la mine? Păi, dacă îl aduc pe un mare maestru în înghețată, că a început sezonul de înghețată, și îl aduc din Italia, și de ce nu să-l fac în fața celor din Baia Mare să facă înghețată? A văzut cineva din sală cum se face înghețata în realitate? Nici eu n-am văzut, din păcate n-am fost la acest eveniment. Eu am venit pe 8 mai în Oradea și n-am putut să stau să văd. Dar, oricum, numai faptul că poți să mergi să vezi cum se face înghețată și după aceea să o guști, este un lucru extraordinar de mare care îți conferă consistență pe termen, cel puțin pe termen scurt și mediu. Pentru că acum se bucură de vânzări, am înțeles că i-am întrebat, foarte bune, pentru că lumea știe că cea mai bună înghețată e în Baia Mare, că a venit domnul, care e expert, că ăla a plecat oricum, adică oricum a rămas altcineva în loc. Dar se știe pentru că a venit un mare expert în înghețată. Înghețata trebuie să fie și bună, nu neapărat. Bineînțeles. Am adus odată înăuntru, dar două ori mai bine. Păi da, dar dacă l-am pe domnul expert, vă zic eu că sunt convins că înghețata a fost senzațională. Cred, nu știu. E tot percepția aceea, experiența. Oferta zilei. Asta e la rubrica așa nu. Gulaș irlandez. Asta am văzut în Târgu Mureș la... Păi de ce, că dacă nu merge, îl șterge repede. Da. Am intrat și am zis, era în Irish Pub, și am zis, bună ziua, vreau și eu, cum adică un gulaș irlandez? Și domnul zice, ei, suntem Irish Pub, nu puteam să zicem gulaș. Consistența mesajului, consistența strategiei firmei este imediat taxată de clientul potențial sau existent. Una este... Poftim? Poftim? Nu, pentru că n-aveau. Dacă l-aveau, clar îl comanda. Bine, nu l-aș mai fi comandat, că, apropo de strategie consistentă, dacă domnul îmi spunea, este făcut cu niște ingrediente de miel, că mă gândesc la irlandez, și are niște super condimente din Irlanda, cu siguranță l-aș fi încercat. Dar mi-a zis, domnule, e cam același, numai că să fiind Irish Pub, zicem și noi gulaș irlandez. Zic, ok, aduceți-mi să văd. A, n-avem acum, nu pare rău. Și apropo de dumneavoastră, nu puteau să șteargă la oferta zilei dacă tot nu l-aveau? Dar spune-mi, dacă aveau gulașul, nu trecea la categoria așa, nu? L-a acceptat, că da.
vorba de asta. E vorba de strategia consistentă sau nu. De aia am trecut la rubrica așa nu. Pentru că dacă avea o întreagă strategie de a-și promova ideea, conceptul social, că este la modă funny, hai să râdem cu toții și totul să ne bucurăm de el, probabil l-aș fi trecut la rubrica așa, da. Dar pentru că cel care m-a servit mi-a zis că, domne, nu, e doar o șmecherie și nu e nimic special și oricum nu-l avem, e clar că trebuie trecut la rubrica așa, nu. Adică mesajul pe care îl transmitem pe flyere, pe orice facem, chiar trebuie, cum spunea doamna, trebuie să pornească de la capabilitățile noastre interne. Că degeaba îi spun că sunt cel mai bun din piață dacă eu știu că mai sunt doi cel puțin care sunt mai buni decât mine. Mint. Și întotdeauna când minți clientul, mai devreme sau mai târziu se prinde. Că niște specialiști în marketing spuneau o chestie foarte frumoasă, a fost și o carte. Clientul nu poate fi fraierit. Pentru că mai devreme sau mai târziu, clienții își dau seama, indiferent de ceea ce se întâmplă. Și apropo de ce discuție, nu mai are sens să spun asta, putem să ne pierdem focusul. Dacă nu avem mesaje consistente legate de ceea ce putem noi să facem, ne pierdem focusul. Și ceea ce credem că poate să fie un avantaj al nostru, poate să fie complet diferit față de ce cred clienții că sunt avantajele noastre. Și atunci ne punem întrebarea, iarăși, foarte practică, cum putem afla ce cred clienții noștri despre noi? Întrebându-i. Cum îi întrebăm? Că dacă domnul director sună, bună ziua, aș vrea să vă întreb ce părere aveți nu, despre noi. Nu, pe teren, face to face. Face to face pe teren. Ok, perfect. Cum am putea să mai facem, vă dau un exemplu, astfel încât să nu-i agasăm și astfel încât cât de cât să fie veridic ceea ce întrebăm. Întrebările ar trebui să fie maxim 3, maxim 5, deci mai mult de 5 să nu fie, cu cât sunt mai ușoare, adică cu răspunsuri nu, da, nu, cu scală de la 1 la 7, prin care să bifeze, deci să nu trebuiască să pună foarte multe, cu atât este mai bine. Am o să mă contrazică sau, a doua opțiune, cine are bani, apelează la servicii de marketing care fac studiile care sunt, bineînțeles, mult mai corecte, mult mai obiective. Dar dacă nu avem bani, repet, e bine să ne întrebăm clienții două lucruri. Bună ziua, ați cumpărat de la noi. Aș vrea să știu și eu de ce ați cumpărat de la noi și nu de la alții. Nu trebuie să denumim concurenții. Să vedem. Pentru că eu pot să cred că a cumpărat de la mine pentru că am un preț foarte bun sau că am o calitate foarte bună și să ne spună, a, păi nu, că treceam pe stradă și v-am văzut firma și m-am gândit să intru. Și dacă constat că 50 îmi zic asta, înseamnă că probabil sunt foarte bine poziționat, probabil că ar trebui să investesc în firma respectivă, să o fac mai frumoasă, mai atentă, ca să-mi vină și mai mulți, dar dacă constat că eu cred că este faptul că eu îi dau la fiecare aspirator, îi mai dau cadou încă un fier de călcat și le spune, nu, am venit pentru că, într-adevăr, mi s-a părut că merită să dau banii pe aspirator. Și dintr-o dată constat că fierul de călcat pe care l-am plătit ca și promoție a fost degeaba. Am pierdut niște bani complet aiurea, când aș fi putut să promovez calitățile aspiratorului pe care l-aș fi vândut. Și exemplele pot fi nenumărate. Există o mare companie, un mare hipermarket, care nu e la noi prezent, care întotdeauna, lună de lună, face un singur sondaj printre clienții de la hipermarket pe care îi vede plin de cărucioare. O singură întrebare pune. Bună ziua! Ați fost mulțumit de serviciile noastre? Da sau nu? Atât întreabă. Dar întreabă foarte mulți. Dacă constată că au foarte multe nu-uri, deci nu întreabă motivele, pentru că au bani să facă studii, focus grupuri și alte lucruri de genul ăsta, să vadă de ce nu sunt mulțumiți. Dar ca să se verifice pe ei, întreabă. Bună ziua, mulțumim mult că ați venit la noi și că ați cumpărat de la noi. Sunteți mulțumiți de servicii? Da sau nu? Atât. Și îi spun da sau nu și bifează. Asta e tot ceea ce fac. L-aș întreba întotdeauna pe cel cu coșul un pic mai gol. Ok. Decât pe cel cu coșul plin. Ei întreabă pe toți care au cumpărat cel puțin. Păi e clar că cel cu coșul plin e foarte mulțumit și îi convine. Eu n-am fost de multe ori mulțumit de servicii și am avut coșul plin. A, bine, unul faptul că stai la coadă. Nu. Chestia cu coada, iarăși, mă rog, deviez un pic, este extrem de profitabilă dacă știi să profiți de coadă. Pentru că dacă știi să profiți de coadă, poți, pe lângă faptul că faci acelea prin care cumperi bomboane, gumă de mestecat, sucuri, care sunt special făcute că stai la coadă, poți să mai câștigi și din multe alte lucruri dacă știi să te folosești de ele. În străinătate au făcut
au investit foarte mulți bani, de exemplu, în a angaja clovni pentru copiii mici care se plictisesc în la coadă și care fac tot felul de lucruri astfel încât lumea să fie fericită la coadă. Sunt diferite tot strategii de marketing folosite. Dar haideți să revenim un pic și să ne gândim la... Și aș vrea un alt lucru foarte important. Vă mai arăt ceva despre diferențiere. Toată lumea zice, când întrebăm de ce crezi tu că ești mai bun decât competitorul tău, toți ne spun, noi ne cunoaștem și ne iubim clienții. Noi avem cel mai bun raport preț-calitate din piață. Credeți că competitorul dumneavoastră se duce și zice, eu am cel mai prost raport preț de calitate-preț, vino la mine că eu te jecmănesc, îți iau toți banii. Toți spunem același, adică n-ar trebui să spunem același lucru, ci ar trebui să avem un mesaj care este extraordinar de puternic, ori una dintre acelea, pe care să-l folosim și să fie consistent cu strategia noastră. Și vreau să vă dau un exemplu pe care l-am văzut în... Era o broșură pe care am văzut-o acum la Baia Mare, când am fost. Nu știu, e clientul nostru, nu e, habar n-am. Dar mi-a plăcut foarte mult flyerul pe care l-a folosit. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că este o firmă, m-am interesat, e o firmă micuță, deci nu este o mare companie, dar care și-a făcut un flyer extraordinar de curat și de frumos, nu știu dacă a apelat la o firmă specializată, care a zis detalii care ne fac diferiți de alții. Deci ăsta a fost titlul. Detalii care ne fac diferiți de alții. Și a zis așa. Folosim produse ecologice și utilaje profesionale în procesul de prelucrare a suprafețelor. Și aici e un domn foarte sofisticat și deasupra scrie imaginile cu parchet reprezintă lucrări efectuate de echipa noastră. Adică n-am copiat de pe Google sau de altă poza asta și am pus-o pe flyer. E chiar o poză pe bune. Și pare foarte ingenioasă treaba. După aceea, deci ce a zis? S-a folosit de ce tehnică? S-a folosit de tehnica metodei, metoda prin care face lucrurile. Și după aceea a zis experiență de peste 15 ani. Tradiția. După aceea a zis avem multe lucrări care vă vor convinge. Adică avem catalog de, probabil, de poze. Vino și îți arătăm pozele clienților noștri și poate o să vezi ce experiență bogată avem. Și mai important, după montaj, suprafața pardoselii va fi comparabilă cu cea a mobilei. Adică cald pe mobilă. Adică am un parchet de vă dau pe spate pe oricine care intră în casa mea. Multe, foarte simplu, foarte puțin bani investiți, extraordinar de consistent mesaj. Decât să zică, cea mai mare firmă de parchet din Baia Mare, cei mai tari, cei mai așa, a zis nu, asta este consistența, asta e strategia și mai mult decât atât, a mai adăugat un lucru foarte interesant, recomandări dacă doriți pardosel din lemn masiv. De ce credeți că a pus acest lucru? Cum să fie stratul de maxim, cum să faci ventilația, cum să fie temperatura dacă îți pui parchet? Să se apropie de client. Este, din punct de vedere al statistic... Să câștige încrederea clientului. Este, da. Acum mai vă zic și eu din strategiile băncii. Una din strategiile noastre, Clubul Întreprinzătorului Român, dacă faci un club al întreprinzătorului, e clar că te adresezi oamenilor întreprinzători. Și e clar că vrei să fii aproape de ei. Și atunci, ce faci? Dai? Nu. Arăți că ești cinstit și le spui. Exact. Nu. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că arăți că ești cinstit, dai sfaturi corecte și așa mai departe, te un pic erigezi în un lider de piață sau un expert în piață, foarte important, viața flyerului e un pic mai mare. Pentru că viața unui flyer este foarte mică. O dai, o citești, eventual nici nu o citești, o arunci la coșul de gunoi. Ce faci prin asta? Păstrezi un pic mai mult viața flyerului. Că poate dacă chiar vreau să-mi pun parchet, poate nu iau de la tine, dar îl păstrez undeva în casă, că mi-a zis unul că trebuie să fie neapărat la 18 grade, trebuie să fie așa și vreau să-l păstrez că dacă e vreodată să-mi pun parchetul, nu neapărat la el, la oricare, dar păstrez flyerul. Și șansele că în momentul în care chiar vreau să-mi pun parchet, să-l sun, măcar să văd ce ofertă are, sunt foarte mari. Asta e un motiv pentru a pune recomandări sau pentru a fi accesat de foarte multe ori. Haideți, dacă tot am vorbit un pic de clienți și de cum
mi-am convins că le place. Există un lucru foarte important la care, iarăși, ar trebui să vă gândiți când vorbim de clienții dumneavoastră. Ne-am gândit la riscuri, ne-am gândit cum să-i diminuăm. Acum, hai să ne gândim la ceea ce spunea domnișoara sau doamna, domnișoara, experiența clientului în momentul în care accesează un produs. Și haideți să ne gândim, sunt șase, așa se spune, că sunt șase etape. E un ciclu format din șase etape în momentul în care cineva accesează un produs. Și în primul rând, bineînțeles, cumpărarea lui. Cât de greu e să vă găsească? Dacă dă pe Google, vă găsește firma? Dacă vă găsește pe Google, că aveți un site, câte pagini de Google trebuie să treacă ca să ajungă la dumneavoastră? Cu cât trec mai multe pagini, cu atât șansele să vă găsească se diminuează. Cât de ușor este să vă găsească? Cât de ușor este să intre și să vă povestească despre ce nevoie are și produsele pe care le folosește? Cât de greu este să achiziționeze produsul? E complicat? Îi trebuie multe hârtii, multe acte? Trebuie să vină cu ștampilă, cu semnătură, cu facturier, cu ce? Cât de greu este să vă cumpere produsul? Asta e prima întrebare la care trebuie să vă gândiți. Sau mai bine zis, prima este cât de greu este să vă găsească, cât de greu este să vadă ce produse aveți și al treilea, cât de greu este să vă cumpere. Gândiți-vă la răspunsurile astea. În bancă, de exemplu, să iei un credit, știți bine că nu este extrem de ușor. Cu cât noi am câștigat foarte mult pentru că am fost primii care am simplificat procesul de creditare în România și pentru firme mai ales. Și cu cât este mai ușor să accesezi un produs, cu atât clientul este mai fericit sau un serviciu. Cât de ușor este să facă chestia. După ce l-a cumpărat, cât de ușoară este utilizarea lui? Are nevoie de scheme? Dacă are nevoie de scheme, îi dăm o schemă? Vine o firmă să instaleze produsul? Serviciul respectiv este atât de complex încât trebuie să fie folosit cu ajutorul unui profesionist? Cât de ușor este să utilizeze acel produs? Gândiți-vă nu neapărat la parchet sau la... Gândiți-vă la produsele dumneavoastră. Cât de ușor este odată ce l-a cumpărat să-l și folosească? Cât de ușor este să-l primească? Trebuie să vină el cu un pick-up și să ia produsul dacă e mare? Îl duceți dumneavoastră? Trebuie să vină la firma dumneavoastră de câte ori are nevoie de serviciu dumneavoastră? Sau mergeți și dumneavoastră la el de câte ori are nevoie de serviciile dumneavoastră? Cât de ușor este să-l primească, să-l folosească? Și bineînțeles, după ce l-a folosit, poate mai vând ceva? Adică am cumpărat o mașină. Am nevoie de service, am nevoie de piese, am nevoie de ulei, am nevoie de spălat mașina, am nevoie de benzină. Care? Pot să-i dau eu ceva din asta? Pot să-i folosesc din asta? În exemplu autoturismelor, situația e destul de simplă. Nu mai trăiesc dealerii foarte mult din vânzarea de mașini, din marja de metal, cum zic ei. Trăiesc din marja de dobândă, dacă au propriile leasing-uri sau propriile rate, trăiesc din marja de dobândă și din post-vânzare, serviciile post-vânzare, servisurile și alte servicii pe care vi le oferă, unde au marje foarte mari. Astea sunt strategiile. Ce spunea domnul în spate, e un produs chinezesc, e foarte ieftin, dar după aceea te costă sau se strică imediat. Eu am produs care te costă mai mult, dar după aceea e ca la Toyota, nu prea se strică. Păi dacă am asta, poate asta ar fi cazul să le spun tuturor clienților mei, că după ce îl cumpără, nu-l costă mai nimic. Serviciile de întreținere poate sunt gratis. O altă metodă de a-l convinge, apropo de utilizare, garanția. Puteți să le oferiți garanție pentru produsele și serviciile dumneavoastră?
De exemplu, constructorii, conform legii, trebuie să dea 10 ani garanție la orice imobil pe care îl fac. Câți dintre ei spun de chestia asta în produsele pe care le vând, când vând un apartament? De fiecare dată când încheiem contract. De fiecare dată am încheiat contracte destule cu mulți developer, nu personal, ci client. Niciunul dintre ei nu folosea pe site mare 10 ani garanție. Dar asta e în contract. Peste tot e în contract, dar s-o și... O și spui, s-o și vinzi, e altceva. Ok. Ok? Deci l-am cumpărat, l-am primit, l-am utilizat, am folosit suplimentele, i-am vândut ceva în plus sau nu. Cum îl mențin? Cum îl întrețin? Am nevoie să-l întrețin într-un fel sau nu. În serviciile de consultanță sunt tot felul de fiuri. De exemplu, fiul lunar care îți oferă mentenanța după ce ai primit consultanța de la firma respectivă, dacă vrei sau nu să o accesezi. Cum poți să o întreții dacă ai niște probleme apropo de servicii? Sau există niște servicii pe care poți să le folosești și pe care să le vând clienților mei? Poate am o echipă de profesioniști care vin și mențin parchetul. Odată la 6 luni vine cineva cu un aparat și mi-l șlefuiește, mi-l face mai frumos și mai colorat. Menținerea, întreținerea și, bineînțeles, cum scap de el. Ca să nu zic cum îl arunc. Un lucru la care nu multă lume se gândește în România. Cum scap de produsul respectiv? Pot să-l arunc, am cumpărat un frigider, are deja 10 ani, pot să scap de el? Asta ar trebui statul să mi-l ofere. La mașini, ți se oferă buyback sau îl vinzi altuia și ai scăpat de mașină și ți iei alta nouă. Eu, ca firmă, mă gândesc la lucrul ăsta? Noi, în bancă, vizităm clientul și când ne vine termenul, îi propunem alte servicii sau alte produse, alte credite sau expiră un depozit, îi propunem un depozit mai bun sau mai performant. Sau faptul că este clientul nostru sau clientul colegilor mei de 3 ani de zile, îl face să primească ceva în plus dacă e client foarte mare. Și tot așa, există o anumită strategie pe tema asta, cum scapă de produsul respectiv și, bineînțeles, face cineva follow-up pe client. A cumpărat, e mulțumit, a trecut de toate etapele astea, îi mai vinde cineva spre final. Îl mai întreabă cineva de sănătate? Nu-l mai întreabă. Am o echipă care se ocupă de asta. Unde este pe scara aceea de clienți, clientul meu? Pot să-l fac să urce treapta respectivă? Cum se întâmplă lucrurile din punctul ăsta de vedere? Dorește cineva să ne pună o întrebare din cea pe care v-am rugat să vă notați la început? Nimeni? Dacă avem răspuns la aceste etape, dacă avem răspuns la input, ajunge la strategia consistentă, sau mai bine zis, n-ajungem. Ajunge la diferențierea mesajului și am căutat o definiție a diferențierii pe internet și am găsit una din 1960, bineînțeles la americani, care spunea că orice produs e o propunere pentru clientul tău, una care trebuie să fie distinctă de competiție. Și cu cât este mai diferită față de competiție, cu atât șansele să aspire acei clienți sunt mai mari. Cu alte cuvinte, ne dorim, când colegii mei deschid ușa sucursalei Oradea, să avem o grămadă, o coadă de clienți, nu actori, o grămadă de clienți care să stea la coadă să dorească produsele noastre. Cu cât ești mai diferit, cu cât ai șanse să atragi mai mulți clienți. Și bineînțeles, cu cât mesajul tău e mai consistent și are valoare adăugată pentru clienții tăi, cu atât este mai bine. Cu alte cuvinte, să le dăm un motiv semnificativ să cumpere de la noi și nu de la competiția noastră. Cu cât îl avem mai bine definit, cu cât știm mai bine că este consistent, că putem să-l păstrăm, că competiția nu poate să ne-l copieze, cu atât este mai bine pentru noi. Și una dintre metode pe care vi-o recomand este specializarea. De ce vi-o recomand? Pentru că vorbim de firme
care au sau ar trebui să aibă o flexibilitate foarte mare față de companiile mari. Puteți să vă adaptați la condițiile pieței mult mai repede decât elefanții, mastodonții, companiile mari. Ceea ce înseamnă că puteți întotdeauna să fiți specialiști pe anumite domenii. Specializarea aduce o anumită putere automat, apropo de domnul cu parchetul, care face doar parchet. Pentru că poți să devii cel mai bun din județul Tibor, cel mai bun din Oradea, sau poți să devii expert în domeniul respectiv. Și am pus în ghilimele pentru că vorbim de percepții, în primul rând, și după aceea vorbim de ce știu eu despre mine că pot să fac. De asemenea, putem să ne concentrăm pe un singur produs, un singur beneficiu, un singur mesaj. Pentru că spuneam că nu avem bani. Nu avem bani să avem 20 de produse și să facem reclamă în continuu la ele la televizor. Și atunci, dacă avem o bulă care se cheamă bani și o bulă care se cheamă timp, depinde de noi cum ne împărțim aceste bule. Dacă am un singur produs sau sunt focusat pe o singură nișă de piață și văd foarte mulți în sală care sunt specializați, asta înseamnă că timpul meu este împărțit într-o singură direcție. Dacă aș avea mai multe specializări, aș fi ceva de genul acesta. Și mi-aș dilua din substanță. De asemenea, banii mei puțin pe care îi am, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 de euro pe an în a investi în marketing, pot să-i canalizez pe toți către piața mea, foarte bine definită. Și atunci mesajul meu e clar că ajunge mult mai bine în piață și penetrează mult mai bine piața. Sau banii ăștia pot să-i împart către mult mai multe piețe, care sunt la fel de mari și care, bineînțeles, își diluează mesajul, își pierd din forță și din eficiența banilor pe care eu i-am. Și ce se întâmplă dacă nișa respectivă moare? Dacă nișa respectivă moare, ar trebui în primul rând să am abilitatea să previzionez un pic înainte că va muri și trebuie să fac un shift. Și dacă nu am? Dacă nu am, am o mică problemă. Nu mor, pentru că asta spuneam, un IMM n-ar trebui să moară foarte ușor. Pentru că ar trebui să aibă puterea să se reorienteze către o altă piață. Bineînțeles că o să aibă probleme, pentru că vorbeam de consistența unui mesaj. Nu pot astăzi, și gândiți-vă și la companiile mari, nu pot eu astăzi, Ariel, să lansez televizorul Super LCD performant Ariel. Oricât de bun ar fi, nimeni nu-l cumpără pentru că se cheamă Ariel. La fel și cu mine. Depinde pe ce mă reorientez. Că de obicei dacă o nișă moare, primul lucru pe care îl fac, că mi este foarte ușor, mă duc pe segmentul care e complementar sau care este adiacent nișei pe care eu am fost specialist. Da, dar trebuie să o iei de la zero, clar. Și asta am zis că ar trebui să ai abilitatea să previzionezi. Strategie multinișă, de exemplu, două nișe care sunt complementare, unde poți să faci cross-selling sau ceva. Două nișe, dacă sunt, depinde de firma mea. Dacă sunt un singur om și sunt la nivelul în care eu sunt persoana care eu dau cu capul, s-ar putea să am o problemă de timp, să nu mă pot concentra pe ambele nișe ca timp. Dacă suntem 2, 3 sau suntem mai mulți, bineînțeles că putem să avem mai multe nișe. Depinde, asta spuneam, depinde, sunt două bule, clar, timp și bani. Depinde dacă pot sau nu pot să mi le folosesc atent. Pentru că e clar că dacă ești Banca Transilvania, poți să faci 4 linii de afaceri, pentru că ai 4 șefi de linii de afaceri, ai oameni care lucrează pentru vizia pentru medici, oameni care lucrează pentru retail, ei între ei fac proces. Dar sunt niște oameni care, unii sunt specialiști într-un domeniu, alții în celălalt domeniu. Ei între ei comunică. Depinde dacă ai oamenii și puterea, bula de timp, depinde cât de mare ți-e. Dar o variantă de un produs mai multe mesaje. Un produs mai multe mesaje? Eu nu cred în chestia asta dacă ai un buget poate mic de publicitate. Brand. Poftim? Poate două branduri, nu poți să dai trei mesaje pe același produs și mesajele să fie diferite. Ba da, vă dau un exemplu. Un produs care să aibă două calități, de exemplu. Și pentru o piață comunic o anumită calitate, că este rapid, că este ieftin, că eu știu ce, și pe cealaltă piață comunic, să zicem, complexitatea lui sau aplicabilitatea lui sau cât de anumite lucruri. Dar asta, eu nu cred că o poate să facă un IMM. IMM-ul are 5.000 de euro, 7.000 de euro, dacă i-are, într-un an să-i vândă.
cu cât mesajul este același, consistent, ca picătura chinezească este, cu cât e același mesaj, ani de zile, atâta timp, numai asta spun, dacă pot și am strategie consistentă, cred că e mai bine. Pentru că asta o faci când ai un buget de publicitate și nu vrei să plictisești lumea. Și vrei să te adresezi extrem de nișat. Ți-ai focusat atât de bine bula aia cu piața în potențială, încât ai făcut focus grupuri. Știi că, știți cum e asta? Și ajunge la branduri. Vă dau un exemplu pe branduri. Coca-Cola Light și Coca-Cola Zero. Coca-Cola Light e pentru fete, Coca-Cola Zero pentru băieți. Cam același lucru, au schimbat un E. Dar faptul că băieții spuneau, nu pot să mă duc și cu băieții să comand Cola Light, e cam aiurea. Dar acum pot să comand Cola Zero. E același produs, practic, e o... Da, da. Nu, vorbeam, cred, de clienți diferiți. Vorbeam de femei, bărbați sau cei cu venituri mari. În domeniul medical, vă dau un exemplu, același produs cu două mesaje diferite. În domeniul medical, pot să-mi programez clienții care nu au foarte mulți bani și cu decontări la casa de asigurări, ți-i programez dimineață și clienții care au bani și vor să plătească servicii în plus, ți-i programez după amiază. Și așa îi separ, pentru că nu o să se întâlnească primarul din Oradea cu un funcționar care nu are foarte mulți bani, unul merge dimineața, unul merge seara. Și merg cu două tipuri de mesaj. Și două seturi de cliente ar fi ceva de plătat? Două seturi de cliente pentru un IMM eu cred că este dezastru, pentru că înseamnă cheltuieli extra. De asta zic, gândiți-vă la parchetar, dacă ar avea două cliente, clientele de obicei înseamnă costuri multe, înseamnă spațiu de două ori mai mare, înseamnă inventar și totul înseamnă dublu. Poftiți? Și poate nu clientul nu ajunge la poziția clientului care este potrivește. Da. Aici e vina mea deja. Aici e deja vina mea. Eu trebuie să știu, sunt atât de bun încât trebuie să știu unde trebuie să pun un mesaj și unde trebuie să-l pun pe al doilea. De asta spuneam că la IMM mi se pare extrem de sofisticat. Trebuie să apelez la doamna cu serviciile de marketing care să-mi facă niște super focus grupuri și să-mi împartă piața segmentat foarte bine și să atunci să știu să am forța. Cred că ne adresăm deja firmelor cu cel puțin 7-8 milioane de euro cifră de afaceri. Poți să adresezi mesaje diferite la un produs de tip serviciu, dar la un produs simit mai greu. Da. Nu? Da. Bun. De exemplu, eu... Nu știu dacă se aude, dacă o auziți pe doamna? Nu. Okay. Eu, de exemplu, pun pardosel la medici, în cabinete, da? Da. Na. Cum putem noi conlucra, să zicem, dumneavoastră cu divizia și cu banca dumneavoastră și pliantele mele și cu... Aia aici e altă. Serviciul meu. Vorbim după. Doamna întreba, noi avem divizia pentru medici și doamna pune pardosel pentru medici. Cum putem colabora? Aici vorbim deja de asocierea două branduri, două companii. Teoria spune următorul lucru. Trebuie, în primul rând, să știi foarte bine de ce vrei să te asociezi cu firma respectivă. Care sunt avantajele pentru tine pentru care vrei să te asociezi? Este consistentă strategia? Sunt niște servicii complementare, sunt niște servicii pe eu care... Eu sunt clientul băncii și da. Banca... În cazul, de față, în cazul de față, ca să mergem pe exemplu dumneavoastră, e clar că dumneavoastră aveți de câștigat dacă vă asociați cu banca. Banca este puternică, banca are mulți clienți, banca are o reputație foarte bună, riscurile, totul ține de riscurile acelea pentru clienți, sunt spre minim. Riscul financiar, păi stai că dacă mă duc la ei, banca nu o fi proastă să se asocieze cu unul care dă țepe, e clar. Deci, dar eu mă întreb, că când vine vorba de asociere, mă întreb și eu. Eu, ca divizie pentru medici, de ce ar trebui să fac o asociere, un parteneriat cu cineva? Eu dau creditul pentru lucrarea respectivă. Corect. Ăsta ar fi primul lucru. Dar am niște dezavantaje dacă mă asociez cu dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră în piață? Mai există niște competitori care s-ar supăra dacă mă asociez cu dumneavoastră și ei o să zică nici când nu mai mă duc la Transilvania să le dea credite celorlalți? Pierd, câștig, întotdeauna trebuie să întorc un pic pe toate fețele. Dar se pot și ei asocia la fel.
Se pot sau nu se pot asocia? Și dacă se asociază și ei la fel, v-ați pierdut avantajul competitiv. Pentru că toată piața oferă același lucru. Același lucru se întâmplă, de exemplu, vă pot da... nu pot vorbi chiar foarte liber de față cu camera. Da, vă dau un exemplu, din păcate, al celor care au băgat enorm de mulți bani electronice. Știți, probabil, firmele mari de magazine de electronice electrocasnice, da? Ce se întâmplă cu ele? N-arată prea bine financiar. Motivul spus de ei, domne, lumea și-a luat frigiderul, microundele, televizorul, ce să mai crește? Corect, este adevărat, dar niciunul dintre ei nu a avut un mesaj foarte bine definit, consistent. Toți au zis, aoleo, merge după preț toată piața. Corect, dar când ești foarte mare, poți să educi piața. Și acum o să mă bată colegii mei din Transilvania după această întâlnire. Noi niciodată nu suntem cei mai ieftini din piață la credit. Și niciodată nu vom fi cei mai ieftini. Dar în același timp, noi întotdeauna cerem mai mulți bani sau dăm o dobândă mai mare decât multe alte bănci, pentru că noi avem niște avantaje competitive față de celelalte. Avem anumită strategie care funcționează de ani de zile și care se bazează pe anumite principii și valori pe care celelalte bănci nu le pot copia așa de ușor. Dacă cei din electrocasnice s-ar fi nu. E clar că dacă ești mare, poți să educi piața. Și ce înseamnă că poți să educi piața, vă ajută și pe dumneavoastră acest lucru. Pentru că dumneavoastră vă bucurați și de ceea ce fac cei foarte mari. Sau nu vă bucurați de ce fac cei foarte mari. Pentru că cei foarte mari, dacă educă piața, automat vă educă și piața dumneavoastră. Și investesc în aceeași piață. Ce se întâmplă în electrocasnice? Care a venit cu prețul cel mai mic? Dacă vă întreb acum care credeți că este cel mai bine de unde să vă luați un televizor, o să ziceți că vă uitați la toate, cel puțin trei firme, cel puțin eu așa am spus, le-am luat pe fiecare, n-am nici prin cap m-am gândit să mă duc doar la una, din că acolo e bine. Eu mi-am luat din San Marino. V-ați luat din străinătate. Sau probabil că vă luați din Ungaria, că e mai ieftin. Nu neapărat. E clar că mesajele lor, din păcate, toate au fost mai pe preț. Prețuri mici, 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 cel mai mic preț din România, toate au fost legate de preț. Dar cineva care să-mi zică că îți instalezi aerul condiționat în două zile, nu este. Și probabil că aș fi plătit mai mult. Dar cineva care să vină să zică, avem specialiști care îți pot recomanda cel mai bun televizor pentru tine în funcție de cât este sufrageria ta, ce lumină ai, cum, probabil aș fi plătit mai mulți bani. Sunt câteva așa din afară ca om care e fascinat de lucrurile astea, sunt niște lucruri. Cam același lucru apropo de preț și de faptul că întotdeauna prețul mic, ce se va întâmpla, vei ieși din piață, dacă vei avea un preț mic. Haideți, apropo că m-ați provocat cu produsul și cu beneficiile, trebuie să știu... trebuie să fiu conștient de un lucru. Întotdeauna când mă bat cu produsele mele sau cu serviciile pe care eu le ofer, eu niciodată nu mă voi bate numai cu competitorii mei direcți. Asta e primul nivel. Dacă eu sunt, hai să luăm la întâmplare și dau exemple mai mari din companiile mari ca să fie ușor de înțeles, hai să luăm Coca-Cola. Dacă eu sunt Coca-Cola și vând Coca-Cola și aici am competitorii mei direct, competitorii mei direct sunt Pepsi, nu? Sunt, cine? American Cola, sau cum se cheamă? Mă rog, sunt produse cola, da? E clar. Competitorii mei direct. Următorul nivel sunt produsele carbogazoase. E Red Bull, e cafeaua, e ceaiul,
Deci sunt produsele care sunt ori substituenți, ori oferă am aceleași beneficii, să zicem, în mintea cuiva. Și mai grav, ca să vedeți cât de complicată e treaba, al treilea cerc este, sunt concurenții mei care oferă cu totul altceva, este produsul substituent, complet. Nu oferă aceleași beneficii, dar care oferă același preț. Deci se încadrează în aceeași bandă de preț. Aș da un exemplu, guma de mestecat. Mă rog, tot felul. Aici mai aveam la produse Sprite și așa mai departe, deci extensia de așa. Coca-Cola, vedeți, concurență inclusiv apa plată și minerală. Am zis produse carbonat. Apa. Da. Apa. Și apa este corect. Aici, deja în al treilea, layer este guma de mestecat, de exemplu. De ce? Pentru că clienții noștri, avem un client care are 20.000 de lei în buzunar. Poate să ne cumpere pe noi, poate să cumpere concurentul nostru, sau poate să intre în magazin să zic, mă duc să-mi iau cola. Și după aceea zice, nu mai am nevoie de cola, mă duc să-mi iau guma de mestecat. Și s-au dus banii, că ea a fost bani. La fel în serviciile bancare. A venit să ia un credit și a plecat cu un card. Dacă l-am, că dacă nu sunt o bancă care nu vinde carduri, se duce la concurent. Sau intră bancă să ia un card și până la urmă zice, îmi fac un depozit. Sau îmi iau internet banking. Depinde de dumneavoastră dacă eu cred că IMM-urile ar trebui să se orienteze întotdeauna mai întâi pe prima bulă, întotdeauna să fim conștienți de ce se întâmplă pe prima bulă, dacă am depășit situația și problema primei bule, să atacăm doar bula 2. Bula 3 deja este, necesită foarte multe investiții, sunt foarte multe strategii pe tema asta și sunt valabile pentru companiile mari. Revenim la specialiști. Am încheiat paranteza. Putem deveni generici pentru o categorie. Puteți să-mi dați un exemplu de un specialist generic pentru o categorie? Adică categoria în sine folosește brandul respectiv, numele Xerox, primul lucru, nu? Xerox e o companie. Adidas, nu? Delicat, punem delicat în mâncare. Dero, nu? Rigips. Și exemplele sunt mai multe, sunt multiple la noi. Atât de cunoscute, atât de puternice, atât de specializate, au o cotă de piață atât de mare, încât au devenit generici. Poate la dumneavoastră aveți niște embleme. De aia spuneam istoria în piața din Oradea. Există niște embleme în anumite domenii, în domeniul restaurantelor. Dacă vă faceți nunta într-un anumit loc, înseamnă că e super nuntă. Dacă aveți un hotel, un super hotel, cât de ușor este să dărâmi acea emblemă a orașului respectiv. Și așa mai departe. Cu tot felul de produse, cu tot felul de categorii, puteți să întâmpinați acest lucru. Specialistul, probabil că dacă ajungem la știri acasă și vrem să vedem știri, dăm pe Realitatea TV. Șansele sunt extraordinar de mari. A doua șansă este să dăm pe Antena 3. Ați auzit că există N24? Da, că sunt în oraș. E fier. Da, mă scuzați. Într-adevăr, aici ne uităm la N24. Nu, eu pe Antena 3, prima filmă. Da. Piața, nu uitați de cele 7 branduri. Nu ajungem acasă, luăm telecomanda și zicem, acum hai să vedem, le punem o listă, să vedem câte date de știri sunt. Și dacă ajungem la cercul acela, realitatea, poate ne uităm la CNN, poate ne uităm la Euronews, poate ne uităm la France, poate pe Money Channel. Pe Money Channel. Money Channel e următorul după Google. Money Channel, dacă vreau știri financiare, poate mă uit pe Bloomberg, poate mă uit pe Money Channel și așa mai departe. 98% din căutările făcute de români se fac pe Google. Credeți că mai contează cei 2%? Sau se zbat? Investițiile pe care cei 2% trebuie să le facă sunt atât de mari și atât de importante, încât statistic și istoric se spune că îți pierzi timp. Cam așa și cu dumneavoastră, dacă sunteți în primii 7 sau dacă sunteți sub de tot. Nu m-am putut abține.
să nu pun un studiu de caz pe specializarea pe care noi o facem. Și cred foarte mult că conceptul de lasă că e bine și așa, lasă că merge și așa și că noi facem bine de toate, cred că nu poate să mai țină prea mult timp și deja nu mai ține prea mult timp nici la noi. Nu mai ține de mult. Și atunci e mai bine să fim specializați. Mai aveți un foarte mare avantaj pentru că sunteți companii IMM. Personalizarea produsului, lucru pe care îl fac companiile foarte mari și încearcă și ele să personalizeze cât se poate de mult produsele și serviciile, dar nu le iese întotdeauna. Și lucrul acesta puteți să-l faceți dumneavoastră. Puteți să stați de vorbă cu fiecare client în parte, dumneavoastră sau angajați dumneavoastră. Puteți să le personalizați serviciile, puteți să le personalizați produsele așa cum doresc și, bineînțeles, întotdeauna să plătească mai mult. Întotdeauna o rochie sau de multe ori o rochie făcută undeva la un croitor va costa mulți bani față de alte rochii pe care le cumpărăm de la un magazin simplu. La fel și dumneavoastră puteți să întotdeauna să cereți un preț mai mare, un premium, o marjă mai mare, pentru că personalizați produsele și serviciile. Al doilea lucru, al treilea mare avantaj pe care îl aveți, este legat de, de personal. Calitatea și apropierea față de clienți ar trebui să fie un mare atu pentru IMM-uri față de companiile mari. De obicei, companiile mari, și mă refer la cele din produse și servicii, au un anumit tipic, au un anumit tipar, nu ies din anumite standarde, pe când întotdeauna mă aștept, de exemplu, și văd, din păcate, la hipermarketuri mutre acre la caserie, pe când la un magazin alimentar mă aștept să găsesc o doamnă foarte drăguță, foarte amabilă, care să îmi recomande tot felul de lucruri, să îmi spună ce e proaspăt, ce vine astăzi, ce nu vine, să mă aștepte și mâine, să fie extrem de amabilă. Asta este șansa unui IMM, dacă știe foarte bine să-și exploateze oamenii și, bineînțeles, să-și găsească pe aceia care pot să facă asta. Dacă doriți să îmi puneți o întrebare. Dacă nu, vă mulțumesc mult de tot. Cam asta a fost prezentarea mea de astăzi. Sper să vă fi ridicat câteva semne de întrebare. Aveți și datele mele de contact dacă vreți să discutăm de anumite parteneriate sau dacă doriți să mai discutăm pe teme de marketing. Și înainte de a pleca, am o rugăminte. Pentru că deși colegii mei v-au spus asta, nimic nu e gratis pe lume, cred că știți asta, aveți niște formulare de feedback pe care ați dori să le completați înainte să plecați. Și bineînțeles să le lăsați ori pe scaunele dumneavoastră, ori undeva la spre ieșire. Și mulțumesc mult de tot că ați venit astăzi aici. A ajuns la toată lumea lista de prezență cu datele de contact ale firmei dumneavoastră și ale dumneavoastră.